Bună ziua! Am venit, acum a devenit deja un obicei, să văd care este situația cu patrul în terapie intensivă. Avem câteva vești bune. De joi și până astăzi au fost operaționalizate încă 12 paturi la terapie intensivă și la nivel național, acum, în acest moment, sunt 20 de paturi libere. În același, totuși, situația pentru terapie intensivă rămâne tensionată, resursele pe care le alocăm trebuie să rămână în continuare mari. Este nevoie același efort pe care l-am făcut și acum să-l continuăm, chiar dacă, și asta este partea bună, cifrele arată că rata de pozitivare a scăzut și scade în fiecare zi. Chiar și pentru București și orașele mari avem o rata incidenței, știi, când vorbim de 3 la 1000, în scădere în fiecare zi, ceea ce este un lucru bun. Și sperăm să continuăm în același ritm. Mi-am asigurat pe cei din DSP-uri de toată susținerea mea. Am rugat inspecția din Ministerul Sănătății să meargă în fiecare județ dimineața în spitale să vadă exact numărul de paturi reale. Știu că în București se face acest lucru, dar ca să avem la ora 10 în fiecare zi numărul de paturi reale, să știm exact cu ce lucrăm. O altă veste bună, zic eu, deși nu este la fel de bună ca la Cluj, București a ajuns la o rată de vaccinare de 20%, Ilfova aproape 18%, deci lucrurile merg bine și avem șansa să ajungem la 50% la sfârșitul lunii mai, așa cum spuneam, trebuie să ne vaccinăm. Am aflat acum că mai sunt, eu credeam că la București o să fie primul centru de vaccinare drive-thru. Înțeleg că este o competiție și în țară mai sunt câteva orașe, municipii care se pregătesc pentru acest lucru. Asta înseamnă că lumea înțelege importanța vaccinării. Vă stau la dispoziție acum pentru câteva întrebări. USR Plus nu va face mâine o desemnare pentru Ministerul Sănătății. Cum se poate bloca situația pentru că avem un interimat acolo? Mă aștept desemnarea Ministrului Sănătății de la USR Plus. Este un portofoliu care revine USR Plus. Până atunci voi asigura interimatul și îmi voi asigura că lucrurile vor funcționa în continuare foarte bine. Ați ajuns la placul de 1600? Tot ce înseamnă discuții politice vor avea loc la coaliție, la discuția din coaliție cu cele trei formațiuni politice. Va fi remaniat pe Cătălin Drulă, ați avut o discuție cu el, a criticat dur decizia dumneavoastră și de asemenea au fost și alți miniștri USR care au criticat modul în care ați gestionat situația. V-am spus că eu nu comentez opiniile membrilor cabinetului, v-am spus acest lucru și înainte. Tot ceea ce pot să-i asigur pe membrii cabinetului, că de fiecare dată voi face o evaluare corectă, bazată pe ceea ce fac și nu pe ceea ce spun. Deci, criticile la adresa... Domnule, fișe din partea ministrilor pe care trebuiau să le transmită propria lor evaluare sau situația pe camului de guvernare? Nu de la toți miniștrii. V-am spus săptămâna trecută, o să vă spunem din nou mâine care sunt ministerele de unde le-am primit. Sunt câteva, nu mi le aduc aminte pe toate, sunt mai multe ministere. Vă cinci. Sunt majoritatea de acolo. Domnule premier, a spus dintre... după câteva zile, fiecare elev este responsabilitatea Ministrului Educației și că fiecare pacient este responsabilitatea Ministrului Sănătății. Ministerului. Cum comentați acel caz al bărbatului de 63 de ani asfixiat chiar de un polițist? Ar trebui domnul Bode să-și dea demisia de onoare în acest caz? Sau vă gândiți dumneavoastră să-l revocați? Acolo am avut o discuție cu domnul Bode, i-am cerut o anchetă foarte rapidă și i-a spus că vinovații trebuie să răspundă. Deja înțeleg că se ocupă de situație. N-am încă toate informațiile în acest moment. Domnule premier, doi dintre pacienții transferați ieri la Iași au murit. Am avut pacienți care au murit și în urma transferului la Spitalul Foișor. Ați avut o discuție cu specialiștii în așa fel încât aceste transferuri să se facă cu pacienți care suportă distanțe atât de lungi? Adică v-a explicat cineva până în acest moment de ce se întâmplă lucrul acesta?
Până am avut mai multe discuții despre cum se aleg aceste transferuri. De obicei este o discuție și cu aparținătorii, dacă se transferă, cine se transferă. Deci nu este chiar foarte simplu, dar bineînțeles vor analiza. De fiecare caz în parte este analizat să vadă ce s-a întâmplat, de ce o persoană a decedat, dacă putea să fie transportată sau nu. Toate cazurile acestea se analizează. Și a doua chestiune este legată de această mortalitate ridicată din terapie intensivă. De asemenea, avem mai puține cazuri, dar se moare mai mult în terapie intensivă. Ați avut discuții cu specialiștii din sănătate? Care e explicația? Am avut o discuție și acum, pentru că erau niște indicații la un moment dat că s-a schimbat structura persoanelor care au decedat. Din ceea ce vedem noi în acel moment, sunt în continuare persoane peste 60 de ani care au decedat în urma infectării cu COVID. Deci, deocamdată, în România nu vedem aceste modificări. Pentru că vorbim de decese, v-aș întreba dacă până la urmă vă gândiți să trimiteți corpul de control sau să faceți verificări suplimentare la Ministerul Sănătății după declarațiile lui Vlad Voiculescu cu privire la neconcordanțe între cele două platforme în care sunt înregistrate decesele la Ministerul Sănătății. Mai ales că SPS a dat o reacție și susține că există un cod unic pentru fiecare pacient decedat de COVID, îi doar discriminează sistemul, este o problemă de date care vin pur și simplu de la... L-am secretarul de stat Baciu. I-am cerut ieri, în urma informațiilor apărute în presă, să-mi spună dacă există la nivelul Ministerului Sănătății un grup de lucru, așa cum a fost informația care a apărut în presă, care se ocupă de așa ceva. Astăzi avem confirmarea că acest grup de lucru nu există, deci nu am cum să vă dau vreo informație. Vom face un grup de lucru care să investigeze și vom urmări toată procedura. Grup de lucru care va trebui să vină cu niște concluzii care trebuie să fie prezentate în guvern, și după aceea putem să le prezentăm și publice. Cum comentați această afirmație? Nu comentez. Dar Parnasionată va trimite deja o informare cu privire la această situație, la această problemă de metodologie. Ați primit o informare, ați discutat în ședința de guvern sau într-o pauză a ședinței despre acest subiect? Am verificat stenograma ședinței de guvern și nu este nicio informare în ședința de guvern. Am verificat dacă la Ministerul Sănătății a plecat vreun material către cabinetul premierului, nu a plecat niciun material. Am verificat la registratura guvernului dacă există vreun material primit de la Ministerul Sănătății sau de la vicepremier, nu există niciun material. Este posibil să fie pe drum. Aș reveni puțin la situația paturilor de terapie intensivă. Discuțiile mele private cu domnul vicepremier rămân private din punctul meu de vedere. Aș reveni puțin la situația paturilor de terapie intensivă. Știm că ați zis în repetate rânduri că trebuie ajuns la 1600 de paturi. La câte suntem? V-am spus că de vineri, de joi până acum s-au adăugat 12 paturi. 20 la nivel național liber. Nu am cerut cifra exact, o să vă dau după aceea. Nu sunt 1600 încă, nu sunt 1600. Suntem departe de această boli? Mai avem vreo 40 sau 50 de paturi până la 1600 de paturi. Resursa umană pentru aceste paturi ați identificat-o? Pentru paturile pe care le avem acum operaționalizate, da. Mai pentru viitoarele? Când vor apărea paturile, va fi identificată și resursa umană, bineînțeles. Mai este o problemă în spitale, apropo de resursa umană. Unii manageri de spitale spun că nu pot face angajări pe perioadă nedeterminată pentru secțiile de terapie intensivă, pentru personal medical, nu doar medici, asistenți și infirmiere. Și că ar fi o problemă de legislație. Știți de acest lucru? Am avut o discuție. Acolo am văzut că unii dintre manageri au concursuri pe care le-au pornit, dar nu vin oameni. Deci vom vedea dacă legislația este problema și dacă problema este legislația, vom relaxa în așa fel încât să poată să facă aceste angajări. Mai am o singură întrebare, vă rog, finanțarea ATI, vă rog frumos. Cei de la Asociația Română de ATI spun că este o finanțare cu 65% mai puțină de anul trecut și fac solicitări pentru mărirea bugetului anul acesta. Trebuie să văd exact cum a fost construit bugetul. În acest moment este o trimestrializare a bugetului. Voi cere aceste informații. Până acum nu m-am ocupat de acest minister, așa că nu am exact informația dumneavoastră. După toate cele care au fost declarate în ultimele zile, în opinia dumneavoastră, coaliția poate merge mai departe cu echipa de miniștri pe care o are în acest moment în cabinet? Bineînțeles, coaliția poate merge mai departe. Coaliția este acolo să guverneze. Cred că trebuie cu toții să înțelegem că este o diferență între actul politic, ceea ce se întâmplă în Parlament, și actul de guvernare. Și la urmă, de acord cu un protocol nou la nivelul
prerogativa constituțională până la urmă de a demite sau oricum revocare din funcția unui ministru? Eu vă voi spune ce v-am spus de fiecare dată. Voi exercita această funcție de premier așa cum spune Constituția României de fiecare dată. De mulțumesc mult de tot, mulțumesc mult de tot. Dacă ieri, Ludovic Orban spunea ieri că un ministru care își atacă premierul trebuie să-și facă bagajele. Sunteți de acord cu această declarație? Este o declarație foarte bună, domnule președinte. Există o temere în rândul miniștrilor USR și anume că de fiecare dată când poate fac un atac, o critică la adresa dumneavoastră, să nu aibă aceeași soartă ca Vlad Voiculescu. Revin la ceea ce am spus mai devreme. Îi asigur pe membrii cabinetului că opiniile lor personale sunt opiniile lor personale, îi voi evalua de fiecare dată pentru ceea ce fac și nu pentru ceea ce spun că fac. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc mult de tot!